Pensionarii tot nu au scăpat de micșorarea venitului lunar pentru care au cotizat la stat zeci de ani în perioada de activitate. Guvernanții și reprezentanții partidelor de la putere, chiar președintele Traian Băsescu, au revenit la ideea micșorării pensiei prin impunerea unei contribuții la asigurările de sănătate. Măsura a fost vehiculată încă de anul trecut și reluată de guvern anul acesta sub forma perceperii la pensiile de peste 740 de lei a unei contribuții de sănătate. Până acum, doar la pensiile ce depășeau 1000 de lei se percepeau impozite și se deducea contribuția pentru asigurări de sănătate. De această dată, vârstnicii cu venitul de la 740 de lei în sus vor plăti o contribuție de 5,5% pentru asigurările de sănătate. Măsura, evident, i-a revoltat și pe pensionarii dâmbovițeni și, potrivit președintelui Consiliului Județean al Persoanelor Vârstnice Dâmbovița, Gheorghe Popa, vor cere o întrevedere la instituția prefectului Dâmbovița, cel mai probabil în cadrul Comisiei de Dialog Civic. Toate organizațiile și asociațiile de pensionari, componentele Consiliului, și-au manifestat nemulțumirea, de pentru care am cerut ca toate organizațiile centrale ale pensionarilor astăzi se întâlnesc la București pentru a lua o hotărâre cu privire la poziția Consiliului Național, cu privire la faptul că pentru pensionari s-a mai adăugat încă un impozit pentru cei care au peste 740 de lei, ceea ce nu este bine, întrucât din numărul total de pensionari, aproape 2.300.000 de pensionari vor fi afectați de această problemă și noi am susținut că pensionarii au plătit impozite și au plătit CSU atâta vreme cât au fost activi, lucru care l-a confirmat și hotărârea Curții Constituționale de a nu diminua pensiile așa cum a mai vrut odată guvernul. Însă de data aceasta a reușit guvernul României totuși să aibă ceva cu pensionarii și să se găsească bani la bugetul de stat pe seama pensionarilor. Noi ne-am plătit impozite CSE cât am fost activi. Ori acum un drept al nostru câștigat n-are voie să-l diminueze nimeni. De acord ca să luăm o serie întreagă de măsuri, dar puteau fi luate de la alte capitole, de la alte situații bugetare, în special de la investiții de-astea inutile, fel de sport, baze sportive și alte lucruri care nu erau necesare probabil acum. Săptămâna viitoare o să cerem o întâlnire a Consiliului nostru Județean al Persoanelor Vârstnice cu domnul prefect, întrucât e plecat acum, am înțeles, câteva zile și ne vom spune punctul de vedere și prin intermediul prefecturii punctul nostru de vedere să ajungă la guvernul României. Și probabil că dacă toate organizațiile județene vor face asemenea lucru, se va da de gândit celor de sus, pentru că și așa vedem, unii spun într-un fel, alții într-un fel, unii miniștri dau o declarație, primul ministru dă alta și este un lucru încurcat, nu mai înțelege pensionar nimic. Se culcă seara, se scoală dimineața și mai aude o veste proastă cu privire la viața și traiul lor. Pensionarilor dâmbovițeni să le transmitem mesajul că noi, organizațiile și reprezentanții lor care sunt în Consiliul Județean vor susține problemele lor și în același timp, având în vedere că se apropie și sărbătorile de iarnă, să fim curajoși și să ne zbatem de fiecare dată pentru fiecare problemă care aduce greutăți în viața și traiul pensionarilor. Gheorghe Popa a adăugat că vârstnicilor nu le-a venit să creadă că în prag de iarnă și sărbători guvernul s-a gândit să le facă un asemenea cadou.